Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. După cum vedeți, am cred că 10 minute de când am adus rațele la apă. Am adus toate rațele și gâștele ca să se spele, să se mai bălăcească și ele, pentru că a trecut foarte mult timp de când nu le-am mai adus. Vreau să mă apropii foarte tare de ele pentru că la pârâu și ele vor pleca la vale. După cum văd, deja sunt câteva la vale. Voi să mă duc după ele. Ia uitați-le aici. Sunt rațele de rowing, cele românești, cele leșești. Câștele acolo nu prea sunt văzute foarte bine. Nu știu exact, după ploile care au fost, după ploaia care a fost, s-a făcut nămol la ele, foarte mult, și s-au murdărit foarte tare. Și am zis că hai mă să le aduc puțin, pentru că n-au mai fost de cred că un an, și am zis hai să le aduc puțin ca să se mai bălăcească și ele, să se curățe de noroi, lod. Sunt câteva, sunt multișoare chiar. O să tăiem luna asta din ele. Toți rățoii leșești, toți rățoii românești probabil. Vom lăsa doar rowing-ul și rațele românești și leșeștile și o pereche de gâști. După cum vedeți, ele deja s-au scăturat și încep să iasă. Încep să iasă sus, mai avem iarbă, după cum se poate observa, și le voi mai ține așa la iarbă puțin ca să mai mănânce și ele. Sus este mai multă iarbă, nu pot să vă arăt acum, dar sus este mai multă iarbă. A fost mai greu cu cele rowing să le aduc până la baltă, pentru că greutatea lor nu prea le permite, mai exact, să meargă ca celelalte, așa că a trebuit să le car eu. Și la același lucru mă aștept să le car și înapoi, vă dați seama, o să fiu fleașcă și eu. Ia uitați ce gâștele. O să mă ud și eu tot, dar ce nu fac eu pentru ele? Nu mai contează, puțin umezeală dacă mă ud. Asta e. Ia uitați, deja au început să iasă. Dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!